În această dimineață, Alex avea ceva pe suflet, mai bine zis, o gelozie. Sunt niște chestii care pe mine încă mă deranjează și nu e vorba de gelozie. Glumele, așa cu băieții, prea, nu-mi plac mie. Așa sunt eu, că nici eu n-am glume cu o fată sau ceva. Așa. La PDC, uite, sâmbătă chiar m-a deranjat. Când te-ai spărat pe mine acolo, m-am dus, vezi? Și în loc să vii după mine să vorbim, tu ai rămas și dansai pe acolo. Și a venit Liviu la tine, zic că hai afară după, ales că tu nu veneai. Adică eu chiar vreau să le discut, ca mai târziu să nu se adune, înțelegi? Și pentru mine e deranjant, gen, la modul că, uite, eu ai văzut cum sunt, nu ați zis cum ce fac nimic, nu că să-ți interzic sau ceva, dar e o diferență, gen, tu mai ieși și la dans, mai ieși pe ei la dans, nu te iau pe tine. Pentru mine e deranjantă chestia asta. Și nu vreau nici să stai ție aripile să mă înțelegi greșit, gen, nu te mai disa, Cristina, că nu știu ce, nu, niciodată. Dar ai văzut că te-am înțeles mereu, știi? Și ce glume am făcut cu ce am făcut glume? Nu, și mai sunt glume așa, nu-mi plac mie, știi? Ce glume? Glume, în general, așa, prea multă atenție oferită. Eu așa le văd, eu ți le spun ca să mă înțelegi. Ce ar trebui să fie bine, să stăm toată ziua bătând boss, să-l vorbim cu nimeni? Nu, n-am mis asta, vezi? Păi așa pare. Nu, așa o înțelegi tu. Păi și cum ar trebui să fie bine? Uite-te cum sunt eu, de exemplu. Eu nu prea, vorbim, așa, da, urdem toți, păi, dar nu... un exemplu de glumă. Nu știu, mă, nu vreau să dau valoare nimănui să pronunț numele sau ceva, nu sunt eu genul. Dar ce am văzut eu chestiile astea, știam că eu dacă sunt deranjat de ceva, eu spun. Și nu vreau să mă frământ eu, așa, nu-mi fac filme, nu-i gelozie, nu-i nimic, chiar nu e pic de gelozie. Pic de gelozie, nu e că n-a fost cazul, că nu mi-ai dat motive, știi? Dar chestii care pe mine mă deranjează și de-aia vreau să le vorbim. Să chem pe bunica ta să văd ce și are treaba asta, că la mine îmi dă cu virgulă. Păi stai un pic, mai vreau să vorbim ceva. Acum pleci? Nu, stai să chem pe bunica ta. Păi ce treabă are mama aici? Păi ca să văd ce poate o părere de unul la unul mai mare. Ha. Îmi dă cu virgulă. Doamne. Doamna Maria! Așadar, doamna Maria venea să asculte ambele părți. Ai fost mai distantă și poate puțin respingătoare, chiar dacă pe interiorul meu mi-aș fi dorit să nu fie așa, dar te-am înțeles. Și mă mulesc cum îți dorești tu să fie. Înțelegi? Pentru că și eu mi-aș dori. Gen, am momente în care doresc să fiu așa cu tine, pentru că eu n-am primit chestiile astea, știi? Atenția pe care mi-a oferit tu, înțelegerea, susținerea, iubirea, eu n-am primit chestiile astea niciodată. Înțelegi? În orice relație am fost. Lasă familia, nu pune familia. Vorbesc de relație, eu n-am primit chestiile astea. Eu am fost tot eu cu mine. Înțelegi? Tot eu cădeam, tot eu mă ridicam. Întotdeauna. Înțelegi? Chiar dacă pentru mine e... poate dureros uneori, dar nu... poate exagera cuvântul, gen, să nu pot să fiu așa cum sunt eu copil cu tine, eu încerc să fie bine și pentru tine. Și de asta te înțeleg în multe aspecte și vreau și tu să mă înțelegi pe mine. Adică ea trebuie să înțeleagă că se vorbește pe margine. Nu se vorbește nimic pe margine, mamai, nu. Are ce să lăsă, că n-am făcut absolut nimic. Dintr-o petrecere 100%, eu 80%, 80% din noapte sunt cu el. Adică eu nu cer să stai bot în bot cu mine și la petrecere. Asta nu înțelegi tu. Nu știu ce vrei să spui. Ți-ai zis, mi-a dat cu virgulă, nu. Gândește-le mai bine, asta am vrut să zic, te-am zis. Te-am înțeles cu absolut tot și îmi dorești și tu să mă înțelegi în anumite circumstanțe. Eu chiar vreau să ne fie bine, pentru că am zis și repet și ți-a zis-o toată lumea, dacă poate nu erai sigură, chiar te iubesc. Nu, și chiar îmi doresc ceva cu tine. Da, dar nu înțelegi, am făcut atât de greșit. Dar nu e vorba că ai făcut atât de greșit. Dar nu consideră ca pe o greșeală sau ca pe o ceartă. Mai, am văzut mai vorbesc cu nimeni, că ți se pare că nu n-a zis asta. Nu am voie la protecție să vădățesc cu cineva că e altceva. N-ai înțeles, mamă. Eu spun altceva, îi spun total altceva. Vezi cum mă înțelegi? N-ai înțeles. Am zis că anumite glume trebuie să aibă o limită. Dar ce glume am făcut să depășească o limită? Nu știu, sunt anumite glume, ți-am zis, nu mai vreau să dau valoare nimănui. Da, când o să mai fie ceva, o să-ți atragă atenția și o să-ți dai seama pe moment. Și asta cu dansatul, ți-am zis, gen, nu am nicio problemă, ți-am mai zis păi și atunci. Păi văd că ai o problemă. Păi da, pentru că una păi e să dansezi tu și una e să iei pe cineva să păi dansezi, înțelegi? Păi cine am luat la dans? Nu dau nume, nu vreau să dau nume, ți-am zis că nu dau valoare nimănui. Doamne, înțelegi? Eu asta te explic ție. Da, nu știu, mi se pare exagerat. Bine, dacă ți-e pare exagerat că ți-am cerut niște lucruri simple, ok. Asta este exagerat atunci. Nu, eu am mai vorbit cu Cristina referitor la asta, când unul sunteți abătut într-o parte, să fiți unul lângă celălalt și să vă vorbiți. Dar acum, nu știu, că ai dansat atunci toți trei la aia, nu? Nu înțeleg. Adică te-ai dus și ai luat pe altul la dans, asta. Da, seama ce-am făcut. Că dacă tu o vezi așa, înseamnă că ți-am zis degeaba ce-am zis până acum.
Și am ideea că pe mine nu mai o să fac chestia asta și nu o să mă vezi să fac vreodată chestia asta. Nu-mi place. E un lucru care nu-mi place. Ce vrei să fac dacă nu-mi place un lucru? Cum ție nu ți-a plăcut un lucru și l-am înțeles, nu l-am mai făcut. Acum tu faci ce simți, eu ți-am zis ce mă deranjează. E decizia la tine cum vrei să faci, să gestionezi situația. E de datoria mea să-ți spun ceea ce simt, ca mai târziu să nu devină un subiect de ceartă. Și prefer să-l discut decât să fie o ceartă din așa ceva. Da, dar la petrecere trebuie să fiți cu toți. Asta vreau să zic. Suntem cu toții, da. 20 de persoane. Eu am înțeles ce vrei să zici, da. Pentru că nu tot timpul te controlezi, adică... Că ai văzut, când am ieșit în club, nu am dansat cu nimeni. Adică nu cunoșteam pe nimeni, nu intru să fac iar mea dans. Eu nici nu mi-am făcut vreo grijă în club, să știi, legată de tine. Eu n-am niciun stres legat, nu e gelozie, zărepe, nu e gelozie. E doar o chestie care nu-mi place vizual, nu-mi place. Ți-am zis, nu ți-am cerut să fii lângă mine bot în bot. Mi-ai zis acum câteva zile că tu nu ești obișnuită cu genul ăsta, știi? Și eu te-am înțeles. Și încerc în fiecare zi să nu mai fiu așa, chiar dacă îmi doresc, știi, uneori. Au momente în care doresc să stau cu tine non-stop, să nu mai existe nimeni aici, să opresc timpul în loc. Să fiu doar eu cu tine. Pentru că ți-am zis și îți repet, eu n-am primit chestiile astea. Și de-aia poate am tendința asta să le ofer mai mult, pentru că eu nu am primit. Prefer mai bine să stă supărată pe mine acum până intrăm în live sau până să termină live-ul și măcar rezolvăm ceva decât să fie o ceartă și să nu mai vorbim deloc. Nu aveți să rezolvăm, pentru că n-am făcut nimic. Bine, n-ai făcut nimic. Ok, așa facem, n-ai făcut nimic. N-am făcut nimic. Bine. Mi se pare că am făcut ceva. Eu nu știu, mamaia, că n-am fost la petrecere, dar... E strict între noi doi ceea ce văd eu și cum ne simt eu. N-are nimeni din casa asta legătură. Nici din concurenți, nici din mame, nici din nimeni. E strict de cum o văd eu, în relația noastră, e problema noastră. Dar cel mai bine această situație rămâne tot în mâinile celor doi. Hai. Hai, să nu te văd că plângi, da? Hai, te rog, mamaia. Hai, te rog, mamaia, să te liniștești, da? Dai bine? Hai, stați amândoi și nu vă mai necăjiți. Ți-am zis, nu vreau să înțelegi nimic greșit, eu nu stai are plin nimic, eu doar ți-am spus ce mă deranjează. Bine, hai, du-te și lasă-mă, ne vedem la două. Du-te și lasă-mă, ne vedem la două. Lasă-mă să stau singură. Păi mai am și 50 minute, vreau să stau cu tine. Ne vedem la două. Nu, te las. Te rog frumos. Ce când e supărată și vrei să te las, de fapt să nu plec. Da, nu sunt supărată. Nu, se vede, ești fericită, ești în extază. Eu prost că am zis, mai bine nu ceva nimic. Hai că uite, avea e multă astea. Nu, dar gen la modul să bine, nu te supăr. Bine, hai, du-te, lasă-mă. Nu mai vorbi așa, că nu ți-am vorbit așa. Nu mai știi, te rog frumos. Bine, te las. Dacă asta vrei, asta. Deci care e problema? Că așa cum n-a înțeles Cristina, n-am înțeles nici eu și n-a înțeles nimeni, cred. Atunci să rămână neînțeles. Nu e așa, nu așa stau lucrurile, Alexandru. Ascultă-mă, nu pot să livrez jumătate de adevăr și nu pot eu să spun că dau valoare, că în primul rând nu dai valoare nimănui dacă... Da, vorba. I-ai spus că te-au deranjat niște chestii, ai văzut niște chestii, dar nu poți tu să spui despre ce este vorba. Dacă nu îi spui despre ce este vorba, nu o să înțeleagă ce e în mintea ta greșit. Dar i-am spus, gen, pe mine m-a deranjat. Ce? M-a deranjat în ori la petreceri când ea ia un băiat la dans, nu e luată la dans. Atâta tot. Dar pot să trec peste, adică nu e un capăt de lume. Adică prea să facem tantam de la așa ceva. Mai făcut, stai un pic. Dar am vorbit eu cu ea și atât, gen, adică... Na. Tu cu ea și restul țării, da. Da, da, mai uit și eu că e restul țării care se uită la mine. Mai fac abstracții de candre. Dom'le, și chiar au căutat colegii mei, de când a fost discuția voastră, au căutat de la petrecere, poate la altă petrecere, sau poate te-a deranjat că a dansat cu Dediș? Nu. Păi, dar cu cine? Au fost mai multe chestii, doamna Simona, de exemplu, atunci când... Hai, domnișorul Alexandru, care sunt? Mai multe, o dată, așa, deci asta. Deci a fost chestia asta, să zicem că asta a părut clicul ăsta, în momentul în care, mă rog, ne-a spărat unul cu altul la petrecere. Așa. Și vrând să vin spre ea, ea gen a zis o las, a zis o las și când m-am dus. Ce dansa cu băiat? Și când m-am întors, într-adevăr, era cu cineva, dar nu mai știu cu cine, sigur. Și m-am umplut de râs, m-am dus înapoi să mă calmez încă o dată.
Și după aia a venit la mine, după ce i-a spus Liviu să vină la mine. Și pe mine m-a deranjat că n-a venit propria inițiativă. Sau nu știu dacă vrea să fac chestia asta, că nu stă în minte ei. Da, ok, poate sunt eu mai exagerat și îmi asum și o să fiu mai calculat și mai calm. Și ce alte glume am mai făcut cu... Nu-i neapărat glumele pe care le face ea, cât glumele pe care le permite. Mm. Spune-mi, te rog, o glumă ca să înțeleagă ce anume, unde n-a pus o barieră. În momentul în care o să văd altă glumă, promit că o să-i... Dar lasă alta, dar că acum săraca, știi ce o să se întâmple? O să se uite în pământ și aia e. Nu-i ok, nu, așa. Să uite în pământ, că i-am și zis. Alexandru, te-a deranjat o chestie, spune eu. Indiferent că ne uităm noi, ăștia din living sau părinții de afară sau toată lumea. Nu așa se fac lucrurile. Nu așa, pentru că o să se închidă și nu o să mai poată să mai fie ea. Păi asta și vorbiți! Asta și am și zis și eu, am tot repetat. Ea și așa are o problemă în a se exterioriza. Dacă tu vii... vreau să spun ceva, că m-a deranjat ceva și vreau să spun de acum că după aia se adună. Dar nu spun tot. Nu vreau eu să dau valoare. Înțelegi? Pe mine nici nu m-a deranjat pentru că nu am făcut absolut nimic. Deci nu am, eu nu l-am poate înțeles. Poate le-am văzut eu greșit. Nu pot ce a vrut să zic în dimineața asta. Eu nu am făcut nimic. De asta zic, Dumnezeu, cu subiect predicat. Când am ceva... Că odată că dansa, te-ai întors, tu aveai o așteptare. Era așteptarea ta. Tu te așteptai ca ea să vină după tine să te împace. Pentru ea n-a fost probabil nimic de împăcat acolo. Era o situație lămurită. Da? Erau, deci tu aveai o așteptare, ea n-avea nicio așteptare. Asta e un subiect. Ce glume a permis? Dă-mi un exemplu. Că sigur, tu le știi. Chiar dacă ți se pare penibil, spune-l. Nu vin în cap, chiar nu vin în cap acum. Promit, pe cuvântul meu, chiar nu vin în cap acum. Te-a deranjat, nu știu, uite, încerc să-mi amintesc eu din ce am văzut în zilele trecute. Că a avut o discuție cu Khaled mai lungă, așa, dar erai și tu. Nu, eram și eu, nu, Doamne ferește. Nu mă gândesc, genul ăsta de interacțiune te deranjează când... Nu, 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 nu. Chiar nu, adică chiar eram acolo și am dat amândoi un sfat lui. Da. Nu știu, doamna Simona, poate s-a acumulat și oboseala, poate mai vorbește gura fără mine, nu știu. O să încerc să fiu un pic mai calculat și, cum am spus și repet, eu nu-mi doresc să-i tai aripile sau să interzic să facă ceva, că nici nu e caz să facă așa ceva, într-adevăr. Vedem cum o scoatem. Da, dar dacă ai o nemulțumire și o supărare și te apasă ceva, cel mai onest este să mergi și să-i spui exact, chiar dacă e o chestie penibilă. Nu te mai gândi că te vede nu știu cine. Spune, uite, păi mie mi s-a părut așa. Poate greșesc, dar uite. Și atunci o să știe că... Este vorba de trecutul, a fost foarte rănit, probabil nu mai încredere în el. Și acum orice îi se pare că, că nu știu, că ne-am despărțit sau că nu-i mai dau atenție sau că... Da, dar să spun atunci. Uite, eu acum în momentul ăsta mă simt nesigur. Atunci, verbalizează tot ce nu simți. Nu sunt obișnuit, că de obicei când vorbeam nu eram ascultat. Și de-aia n-am mai vorbit. Vezi? Păi da, am și schi problema. Dar la mine, tu știi ce zi azi? Joi. Și tu i-ai spus de o situație de sâmbătă. Ai stat duminică, luni, marți, miercuri, joi, sfânta zi de joi. Adică ai stat ceva să spui că ai tu ceva pe suflet. Da, cum a zis, nu sunt obișnuit să discut foarte mult. Și ați avut și weekendul împreună. Da, dar în weekend nu s-a simțit bine și am preferat să stau cu ea, să am grijă de ea. Bine. Comunicați, verbalizați tot ce simțiți. Promit că o să mă schimb mai bine pentru noi. Dar să spui atunci, nu după 7 zile. Când se presupune fapta. Omul. Păi, da. Păi așa este, na. Da, nici bunica n-a înțeles, adică, na. Da, e ok, nu e problemă. Adică, de fapt, nici bunica, nici Cristina. Bine, ce facem acum?